Salutare, tovarăși! Bine ați venit la Incredubiosul! Set de World of Tanks. Păi mai cum am luat, cum e cum am luat până la adică eu! Și este Incredubios pentru că vă spun, o să fie setul cel mai important, setul în care vă spun de ce eu nu mai înregistrez World of Tanks. Și nu este pentru că nu vreau să-l joc. Nu, nu, nu e adevărat. Nu este doar pentru că nu mai vreau să-l joc. Și nu este nici pentru că am ceva mai bun fel de jucat. Tot nu e adevărat. Nici doar pentru că am ceva mai bun de jucat. Deci, este pentru că este o porcărie neoptimizată, da? Deci fiți atenți aici. Aici sus, da? 26 de frame-uri. It's only gonna get worse. Fuck, am găvut pentru, ok. Asta este... Să mai țin minte controlele. 30 de frame-uri. Suntem boieri, avem 30 de frame-uri. Serios, nu vine nimic acolo. Acolo să uite, mă duc în altă parte. Să mai duc aminte controlele. Dar în mare, da, pentru că jocul merge de căcat când înregistrez. Pentru că performanțele scad în timpul meciului. Pentru că pingul este de căcat. Pentru că nu mai am niciun chef să suport toate căcaturile astea ale jocului. Invizibilitatea, muniția de gold. Și pentru că am un joc mai bun. World Thunder e de 10.000 de ori mai bun decât World of Tanks. Este enervant, dar este mai bun. N-avem nimic pe mijloc. Și zice și idiota cu Battle Chat. A zice că are și jucător mai bun, dar nu e adevărat. Aceiași retarzi care sunt aici, sunt peste tot internetul. Și într-un stil de joc, într-un joc în care se moare dintr-o lovitură, dacă nu ești atent, retarzi ăștia sunt mai vizibili. În World of Tanks, dacă prinzi un retard care nu știe ce face, are timp să fugă, decât dacă n-ai ceva autoloader. Cu jumătate de viață, cu module stricate, dar are timp să fugă. Aici, da, mersi pentru bormașină. Perfect, chiar. Nu știu dacă auziți, am un vecin. Ok. Dar n-a să nas cu 3. Stop, 13 frame-uri. 14 frame-uri. Și de asta nu mai joc porcăria asta neoptimizată. Pentru că e o porcărie neoptimizată. Oh, God, dual bullshit, bullshit, bullshit. Off, off. 1152, standard, jos, minimum, 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 minimum. Nu pot mai mic de atât, pentru că mai mic o să înceapă proiectilele să tragă până munți, deci mi afectează capabilitatea de a juca corect, cum trebuie. Nu că ar ajuta, pentru că jocul nu merge. Încă una și vă las. Bătălia cu numărul 2 din porcăria asta de neoptimizat. Probabil ultimul set, cum v-am zis. Nu mai am niciun interes. Înainte, când nu aveam cu ce să-mi satisfac nevoia de a omorî idioți în tancuri și de a avea idioți în tancuri în echipa mea, I'm watching you. N-aveam de ales. Și pentru că am făcut un reflex din a înregistra aproape orice mă joc, când mă joc, n-aveam nici de ales. Era interesul meu să caut moduri, să fac jocul să arate oribil, dar jucabil. Acum nu mai am interes. Am World Thunder. De ce să mă chinui cu porcăria asta neoptimizată? Pot să mă joc oricum, fără să înregistrez World of Tanks, dacă m-aș avea chef, dacă mi-ar strâni o nevoie neapărată de a juca cu tot felul de mecanici retardate și cu jucători imbecili pe hărți pitice.
Ce e drept, majoritatea hărților de un War Thunder de acum sunt cam la același nivel ca hărțile din World of Tanks, dar War Thunder are Kursk. Și Kursk e Kursk. Și War Thunder are avioane, și War Thunder are tankuri care nu scoase din curul developerilor, majoritatea. Unele au fost prototipuri măcar, dar War Thunder n-are OZN-uri și n-are OZN-uri de exacte ca tankuri care să simt ca OZN-uri, ca mașini de jucărie. N-am niciun interes să mai joc jocul ăsta, n-am niciun interes să caut moduri ca să mă stră... Nu-i nimic acolo? It's a Tiger 2 cu turela stock pe care am făcut bounce. N-am niciun interes să-mi fut creierii, să-mi rup nervii când fac bounce pe un Tiger 2, când dau un turela stock. Da? Pentru că pula mea e, na, jocul face bouncing magic, da? Îmi păstrez toți nervii pentru War Thunder, nu se mai întâmplă și porcării din astea. Nu zic nu, dar spre o deosebire de porcăria în optimizate care este World of Tanks, în War Thunder te simți într-un tank. Deci, atât timp când nu am nicio... nu-mi iese nimic din toate registrările astea, nu am niciun interes. Nu, îmi place. Are totuși tunul de Tiger, ține minte. N-am niciun interes să-mi bag capul să optimizez jocul ca să meargă bine. Poate când o să-mi fac upgrade, dar mă îndoiesc. Poate atunci o să revin la el, dar între timp îmi pare rău pentru cei care erau interesați de așa ceva. Cred că i-am luat gunner-ul. La cât de des trage. Îmi pare rău pentru cei care se strâns, dar nu. Nu-mi iese nimic din asta decât nervi și sincer mi-au ajuns. Și acum nu o să începem cu... Pentru că de ce să-mi bag capul cu retazii ăștia? Nu? De ce? Ce mi ies? Bani nu mi-au venit din nimic? N-am niciun interes. Și da, ăsta e un hint subtil în care dacă mi vin de undeva bani să-mi fac un la PC, probabil o să mă joc World of Tanks. Singurul lucru care încă mă ține la World of Tanks sunteți voi, subscriberii. Dacă cam așa. Și faptul că am investit atât de mult timp în el. Unde fugi? Hai, T28, așa, rupe-l. În rest, mă doare în 14 de jocul ăsta, mă doare în 14 de jucătorii ăștia. Și mă cac pe developerii jocului ăsta de căcat neoptimizat și porcărie cu tot felul de mecanici făcute să deam bani cât mai mulți. Păi cum am zis, super plăne de frumoasă, nu peste tot. Se întâmplă numai în situațiile cele mai problematice, și când te trag mai mulți în tine, când contează să ai reflexe, să poți să reacționezi. Dar nu! nu, nimic, avem textură HD. Unde? Că ăsta arată ca la înainte. Avem textură HD la anumite tankuri. Și avem garaj nou, wow! Și performanță 0. Bun. Ping canci. Bun. Optimizări, nici atât. Scos tankuri fanteziste din joc, scos mecanici de la artilerie? Nu. No. De ce să strice o mecanică care merge? Ha, ce l-a luat pe... Bine, era tier 6. De ce să strice un sistem care e atât de retardat încât totuși oamenii ne dă bani? O fie retardat, dar uite, 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 au făcut milioane, poate să-și ia iahturi de bani ăștia. Eu contra aia am artilerie, dacă ar muri artileră. Da, asta e artileria noastră, lor a murit, ok. Deci, cum ziceam, mersi de vizionare. Ce ai tu în față? Dar nu mai am niciun interes în jocul ăsta, atât timp când nu o să-mi arămi.
Poate da, apucă pe magie o să facă ei un update care să rezolve probleme, dar mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Ok, mai avem două prostotipuri, sunt Pluton? Pluton, ok. Văd că știu, au cât de cât idee ce să facă. Șanse de câștig avem. Că am rămas eu contra una mea 50-100 care aproape mor și o am toată viața. Tot timp că nu greșesc masiv. Cred că o să mă descurc cu retardul ăla, 45% rație, nu? Acolo era ultima oară, da, i-ar fi văzut ăștia dacă treceau pe peste pod. Surpriză! M-a penetrat, mi-am permis să-mi pierd timpul. Tigerul lor e la noi în bază. Tigerul lor era la ei în bază și Indian Panzer la curbă. Și Indian Panzer n-are idee cum se joace. Și de asta avem 65% rație, pentru că eu și Ted prostotipuri le-am făcut treabă. Și eu, câțiva de la noi. Aha, și tu ești pe moarte? Vai, ce rău îmi pare mie de tine. Ah, am venit acolo, mă gândeam să mă întorc să mă duc la bază, dar n-am început. Poate, probabil o să fac sfaturile World of Tanks, l-am promis, până la urmă. Poate o să fac niște serii off-game despre hărți, cum sunt acum, tactici, posibilități și așa mai departe. Dar gameplay nu prea. Mă prea am 5 kile. 6, 10 kile între prim 3 oameni din 15. Deci din 15 noi am luat 2-3 din echipa inamică. Bravo prostotip, n-am ce să zic. Omul a făcut bounce, omul s-a băgat în pită, omul a dat. Are tu unul mai bun ca al meu. Mersi de vizionare și ne vedem în War Thunder. Adio! Ne vom gândi... Nu ne vom gândi la World of Tanks. De ce dracu să ne gândim la World of Tanks? Ce porcărie! La porcărie asta joc? No, nici cum!